Anul acesta, Ziua Mondială a Sănătății se desfășoară sub sloganul O stare bună de sănătate adaugă viața anilor, vârstnici, sănătoși, activi și fericiți. Tema din acest an este sănătatea și îmbătrânirea, pentru că anul 2012 a fost desemnat Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații. Cu această ocazie, în centrul Piteștiului au fost amplasate două corturi, unde cadrele medicare vă vor testa gratuit glicemia sau tensiunea. Cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, Consiliul Județean, în parteneriat cu Spitalul Județean și Spitalul de Pediatrie, am organizat o acțiune de testare a tensiunii și a glicemiei, teste rapide pe care le organizăm. Piteștenii au primit cu brațele deschise această inițiativă. Este în sprijinul la cei bătrâni, la toată lumea, pentru că mulți nu știu că sunt bolnavi. Și aici își controlează tensiunea, vede-o la cardiologie dacă are probleme și glicemia tot la fel, că și diabetul e în floare. Considerați inițiativa ca fiind una bună? Ar trebui să repetăm? E bună, să o facă mereu. Să facă mereu pentru ăștia, măcar și pentru tineret, să știți, că unii spun pentru bătrân, nu, și tineretul e amărât. Și mâine, în intervalul orar 10-18, în piața primăriei și piața Vasile Milea, veți primi sfaturi legate de sănătate. Serviciile medicale vor fi asigurate de asistente și medici voluntari.